început un nou an școlar, iar elevii s-au întors în bănci. Peste 35.200 de elevi și preșcolari au reluat cursurile odată cu începerea anului școlar 2022-2023. Sunt câteva modificări importante în structura acestui an școlar, cum ar fi faptul că numărul de calificative, note acordate anual fiecărui elev la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative, respectiv note acordate anual, este cu cel puțin 3 mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul cadru de învățământ. La fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca media aritmetică, din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar. Se modifică regulile privind transferurile elevilor. Ați revenit la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău și ne bucurăm că, iată, în această zi specială avem alături de noi oarecum oaspeți dragi, de fapt sunt părinții noștri și cei care ne sprijină în tot ceea ce facem. Așa cum am spus, deschidem și am deschis festivitatea de începerea anului nou școlar și avem alături de noi pe Preasfințitul Părintele nostru Petroniu. Ne bucurăm pentru că de fiecare dată este alături de noi și ne sprijină nu doar prin binecuvântare și rugăciune, ci prin toate mijloacele posibile. Este alături de noi Preacucernicul Părinte Consilier Mihai Dobocan, doamna inspector Mioara Godia, inspector școlar de specialitate pe religie, căruia îi urăm succes și putere în noua provocare, și îl avem alături de noi din partea Poliției Municipiului Zalău pe domnul Ardelean Sorin, agent șef principal. Și dacă i-am prezentat în această ordine, îi rugăm să ne adreseze un cuvânt la început de an școlar, o binecuvântare și o încurajare. Preacucernice Părinte Consilier, parhial, Preacucernici Părinți Director, Preacucernici Părinți, distins doamna inspector, domnul inspector principal șef, iubiți profesori, dragi elevi, dragi părinți și invitați, o zi specială astăzi, mai ales pentru cei care pășesc pentru prima dată cu emoție sfântă, atât ei cât și părinții, cu siguranță sunt foarte emoționați, a dorit mult succes, au venit într-o școală cu trecut, prezent și cu viitor, cu multe realizări, pentru care mă bucur și vă doresc succes în continuare. Alți elevi revin cu bucurie pentru că se reîntâlnesc, își dea până în primul rând amintiri din vacanța aceasta de vară, apoi își fac multe planuri de viitor, unii pentru un an, alții pentru mai mulți, în funcție de clasa în care se află. Important este faptul că această școală, Sfântul Nicolae din Zalău, a avut realizări foarte frumoase în decursul anilor. Nu mai este un seminar teologic, nu era mai demult, și acum are toate clasele de la 0 până la 12 și mă bucur întotdeauna să revin. Le doresc succes dascărilor, elevilor și să continue cu aceași râvnă și zel ca și până acum. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe toți. Vă rugăm pe doamna inspector Mioara Godea să ne transmită și dânsa mesajul din partea inspectoratului și a dânsei. Preasfinția voastră, Preacucernice Părinte Consilier, domnule inspector, dragi colegi și elevi, Preacucernici Părinți, înainte de a da citire și de a transmite mesajul domnului inspector școlar general, vreau să vă spun câteva cuvinte. Îmi face o deosebită plăcere astăzi să fiu în mijlocul dumneavoastră, în școala mea de suflet. Îmi amintesc cu emoție momente dragi din viața mea,
În anul 2014, când mi s-a încredințat mandatul de inspector școlar general adjunct, am participat aici la prima festivitate de deschidere anului școlar. Și pentru că toate lucrurile bune încep cu o rugăciune, bunul Dumnezeu m-a călăuzit și mi-a ajutat să-mi îndeplinesc misiunea. Astăzi îmi încep mandatul, tot în unitatea dumneavoastră de învățământ, prin binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu. Misiunea încredințată mă onorează, mă obligă și sunt foarte bucuroasă că astăzi sunt în mijlocul dumneavoastră. Despre calitatea procesului instructiv-educativ pot să spun foarte multe lucruri, pentru că am coordonat domeniul curriculum și inspecție școlară și am o privire de ansamblul subiectivă asupra stării învățământului sălăjan. Avem dascăli inimoși, valoroși în această școală, care pun în practică sintagma „fă rai din ce ai” și fac rai când predau. Îi felicit și le mulțumesc pentru întreaga activitate, pentru toate activitățile pe care le-au desfășurat și pe parcursul vacanței. Dragi părinți, vă felicit că ați ales o unitate de învățământ unde valorile morale sunt mai presus decât competență și aptitudini. Bineînțeles, punem accentul foarte mare și pe cunoștințe și aptitudini. Dragi elevi, vă doresc mult succes! Nu este ușor astăzi să fii dascăl, elev sau manager într-o perioadă în care avem atâtea schimbări și modificări legislative. Tuturor vă doresc rezultate excepționale și doar emoții pozitive. Permiteți-mi acum să dau citire mesajului inspectorului școlar general, profesor dr. Vasile Bulgărean. Deschiderea anului școlar în luna septembrie a devenit o tradiție și totodată un moment de sărbătoare, un moment încărcat de bucuria revederii și de emoțiile unui alt început în care investim noi speranțe. Este bucuria revederii după o lungă vară fierbinte, dar este și emoția primei zile de școală, mai ales pentru cei care trec pentru prima dată pragul unei săli de clasă, ori își încep viața de licean. Stimați profesori, în contextul unor schimbări majore pe care le aduce noul an școlar, misiunea dumneavoastră devine una și mai importantă. În domeniul nostru al educației trebuie să formăm competențe, să modelăm caractere și mai ales să pregătim oameni pentru societatea de mâine. Investiția în educație este o investiție pentru viitorul nostru. Fără munca asiduă și fără dorirea de sine pe care le-ați demonstrat de-a lungul anilor, nu am fi avut niciodată succese ori performanțe școlare. Tocmai de aceea mizez în continuare pe profesionalismul dumneavoastră și cred într-o creștere a calității actului educațional. Dragi părinți, marele pedagog Comeniu spunea că omul nu poate deveni om decât dacă este educat. Putem să facem din copii și din adolescenții noștri niște oameni adevărat, dacă veți fi mereu alături de școală, dacă veți fi mereu parteneri în actul educațional. E adevărat că depinde de noi, de fiecare în parte, însă putem reuși numai împreună, numai dacă ne conjugăm toate eforturile. Dragi elevi, vă adresez îndemnul de a vă pregăti pentru școală și implicit pentru viață. Dar nu uitați că viața este o neîntreruptă competiție în care concurezi nu cu alții, ci cu tine însuți. Așadar, străduiți-vă să fiți în fiecare an școlar mai bun decât în anul trecut. Onorați prin rezultate deosebite numele și renumele școlii în care ați învățat sau veți învăța. Stimați profesori, dragi părinți și elevi, să credem în educație, să credem în instituția școlii și, nu în ultimul rând, să credem în noi înșine și să nu ne pierdem niciodată speranța de mai bine și să privim încrezător spre acest nou început de an școlar. Vă doresc multă sănătate, putere de muncă și mult succes în anul școlar 2022-2023. Semnează inspector școlar general, profesor dr. Vasile Bulgărean. Mulțumim, doamne inspector, și încă o dată multă sănătate și putere de muncă. Știm că experiența ne va ajuta și pe noi și pe dumneavoastră. Îi dăm cuvântul domnului Ardelean Sorin, agent șef principal de la Poliția Municipiului Zalău. Bună ziua, eu o să fiu un pic mai scurt. O să dau citire mesajului Poliției Române la începutul anului școlar 2022-2023. Începem un nou an școlar împreună, elevi, cadre didactice, părinți, polițiști, în care ne dorim ca după emoția de astăzi, colaborarea școală-familie-poliție să reînceapă cu implicare și încredere, astfel încât eforturile noastre să le asigure copiilor un mediu sigur. Vouă, elevilor, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an plin de reușite,
rezultate foarte bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că printre cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere, ne aflăm și noi polițiștii. Pentru dumneavoastră, cadre didactice, este o continuare a procesului educativ, în care le sunteți alături elevilor, îi ajutați să devină adulți responsabili și implicați și îi îndrumați în pregătirea lor pentru viață. Atât obiectivul nostru, cât și al dumneavoastră este acela de a oferi educație sănătoasă copiilor prin transmiterea valorilor de corectitudine, toleranță și respect. Pentru părinți, începutul anului școlar marchează o perioadă în care susținerea copiilor este prioritară, dar reprezintă în același timp și un moment de rememorare a propriei copilării. Pentru dumneavoastră, mesajul nostru este că vă vom sprijini în efortul de a le fi aproape copiilor, de a le cunoaște dorințele și preocupările. Ei au nevoie de atenție, de protecție și de îndrumare și de aceea, printre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi, sunt timpul și deschiderea noastră. Vă asigurăm că vom fi alături în apropierea unității de învățământ pe traseele către școală și spre casă. Vom concepe și desfășura programe și activități de informare și prevenire. Vom fi la întâlniri cu elevii și le vom spune cum să acționeze atunci când sunt puși în situații dificile pe stradă, la școală, când sunt singuri acasă sau folosesc internetul. Vom rând tuturor un an școlar plin de reușite și împliniri și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare ca parteneri în procesul de educație. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Vă mulțumim pentru cuvinte, pentru încurajare și pentru tot sprijinul. Și aș vrea să dau un scurt mesaj, să transmit un scurt mesaj și din partea școlii. Preasfințite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernici Părinți, Doamne Inspector, Domnule Agent, Șef Principal, distinși dascăl, iubiți elevi, dragi părinți și onorată asistență, după o vacanță frumoasă și plăcută ne aflăm astăzi la începutul unui nou an școlar. Ziua de azi are o semnificație specială la nivel național. Este ziua în care peste tot în țară se deschid larg porțile școlilor, iar inimile multora dintre noi vibrează de emoție, de bucurie și de nerăbdare. În jurul nostru se simte emoția unui nou început, emoția necunoscutului. Încep un nou tip de activitate într-un nou locaș de cultură și învățătură, care este școala. Cei care pășesc pentru prima dată pragul acestei instituții în calitate de elevi ai școlii noastre. Prin urmare, dragi copii, vom parcurge împreună, profesori și elevi, un nou drum, un drum al cunoașterii și al noilor descoperiri. Este important să știți că aici veți învăța mai ales pentru viață, iar pe drumul cunoașterii suntem conștienți că aveți nevoie de dragoste, înțelegere, bunătate, respect și bunăvoință. Școala noastră vă stă la dispoziție și ne vom strădui să vă oferim căldură umană de care aveți și avem cu toți atâta nevoie. Dragi părinți, vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră și vă invit să dezvoltăm împreună un parteneriat din care vom avea de câștigat cu toți, dumneavoastră, elevi și școală. Ce ne putem dori mai mult decât să-i vedem pe acești copii sănătoși și realizați în viață? Drumul nu este deloc ușor și nici scurt, dar împreună vom reuși. Secretul reușitelor aș vrea să-l luăm de la psalmistul David din primul psalm, și care spune așa frumos, fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului este voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Deci iată, dacă vrem să avem roade și rezultate, trebuie să stăm aproape de Dumnezeu, de legea Lui. Vă doresc mult succes în viața de elev și reușite tuturor, în mod special celor pe care îi așteaptă poate în acest an examenele naționale. Multă sănătate tuturor și colegilor, putere de muncă. În continuare, înainte de a-i pofti din nou în sălile de clasă și să pășească cu emoții pentru prima dată pragul școlii noastre în calitate de elev pe Boboci, o să trec în revistă doamnele învățătoare și diriginții de la clasele noastre. Și o să începem urându-le bun venit în școala noastră, bobocilor, celor mai curioși, celor mai emoționați alături de părinților, din clasa pregătitoare, având-o la cârmă pe doamna învățătoare Mihaela Silanie.
Clasa întâia și continuă drumul în școala noastră alături de doamna învățătoare Ana Maria Lum. Clasa a doua vor continua și ei a descoperi cunoașterea alături de doamna învățătoare Simona Nistor. Clasa a treia deja au o experiență în școala noastră pentru că au avut alături și o au în continuare pe doamna învățătoare Liliana Cuceban. Iar cei care sunt cei mai maturi din ciclul primar, clasa a patra, alături de doamna învățătoare Maria Bulgărean. Trec spre o nouă provocare, cei care acum sunt în clasa 5-a și au lăsat-o pe doamna învățătoare pentru cei mai mici și o vor avea alături de ei pe doamna profesoară Claudia Șandor. Clasa 6-a, alături de domnul profesor, domnul diriginte Nicolae Pop. Clasa a 7-a, cu doamna învățătoare, doamna profesoară dirigintă Alexandra Preda. Și clasa 8-a, cu aleșcare emoții mai aparte, pe care le vor simți mai mult în vara anului viitor, alături de doamna dirigintă Monica Pop. Și trecem la cei mai mari, la bobocii din clasa 9, care sunt într-un număr frumos, 24, alături de domnul profesor diriginte Lazar Florin. Clasa 10, în continuare, alături de părintele profesor diriginte Petru Bris. Clasa a 11, alături de doamna dirigintă Silvia Covaci. Și clasa 12-a, în pragul emoțiilor și a examenului maturității, alături de doamna dirigintă Ștefania Mătura. Clasele a 5-a au făcut un mare pas din corpul B în corpul A și au făcut deja cunoștință cu domnii diriginți, dar am să dau citire în numai ordine alfabetică. Clasa 5-a A, doamna profesoară Ciocan Olga, profesoară de limbă, profesoară de matematică. Clasa 5-a B, Oltia Iulia, profesoară de limbă de engleză și franceză. Clasa 5-a C, doamna profesoară Chris Eugenia, profesoară de religie. Clasa 5-a D, clasă cu predare în limba maghiară, doamna profesoară Bernat Andreea, profesor de matematică. Clasa 5-a E, doamna profesoară Arsint Alina, profesor de istorie. Și clasa 5-a F, doamna profesoară Julca Ieriana, profesoară de limbă și literatura română. Și pentru că colega noastră, Tănasa Ana Maria, a fost numită director la o școală din județul Maramureș, clasa 6-a B azi va porni în drum în acest nou an școlar cu un nou diriginte, doamna profesoară Orțan Laura, profesor de biologie. Mult succes! Mulțumesc! Vreau să vă transmit și eu un mesaj scurt, sincer, pentru că azi, printre zâmbete și glasuri vesele, școala gimnazială Mihai Eminescu și-a deschis porțile pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pe
pentru un an școlar pe care ne-l dorim plăcut, bun, bogat în activități frumoase și rezultate incredibile, așa cum a fost și anul trecut. De mult timp, Curtea Școlii nu a mai fost atât de primitoare, ca să spun așa, pentru că azi nu există niciun impediment pentru ca 56 de clase, respectiv 1433 de elevi, să se bucure împreună de un nou început. Da, ați auzit bine, 1433, suntem cea mai mare școală din județ, o școală de prestigiu, care cu siguranță va face față tuturor provocărilor primite, mai ales din partea părinților. Dragi părinți, probabil dumneavoastră sunteți cei care trăiți cele mai intense emoții. Copiii cresc repede, poate prea repede, și realizați că fiecare început înseamnă, de fapt, o treaptă pe scara vieții. Vă asigurăm că vom face tot posibilul pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră și vă rugăm să ne acordați toată încrederea. Suntem deschiși tuturor ideilor și, în viziunea mea, parteneriatul elev-școală-părinte trebuie să funcționeze în mod real. Stimați colegi, noi trăim pentru și prin emoție. Sunt mândră să fiu în mijlocul unor dascăl valoroși, dedicați, implicați, cărora le mulțumesc în mod sincer pentru felul în care s-au pregătit și au realizat astfel lucrurile încât voi să vă simțiți bine în prima zi de școală și pe parcursul întregului an școlar. Revenind la emoții, sunt convinsă că toți avem simțim astăzi încărcătura aceasta din Curtea Școlii. Să știți că și zumzetele acestea ne creează emoții, dar sunt puternice și mi-a fost dor, cu siguranță, de ele. Să ne bucurăm unii de alții, așadar, să fim sănătoși, să avem copii care își doresc să crească frumos, iar noi, împreună toți, să avem un an școlar încununat de succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În continuare, câteva cuvinte din partea domnului inspector, profesor Marcel Lucaciu. Stimați profesori, stimați părinți, dragile, de fiecare dată, în luna septembrie, deschidem un alt an școlar, cu bucuria revederii după o vară fierbinte, cu nostalgiile vacanței și, nu în ultimul rând, cu emoții în suflet pentru cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, bobocii din clasele pregătitoare. Stimați profesori, în contextul unor schimbări pe care le aduce anul școlar 2022-2023, nobila dumneavoastră misiune devine una și mai importantă. Numai prin dăruire de sine, prin munca asiduă, cred că putem repeta performanțele și succesele din anii trecuți. Am încredere în experiența și în profesionalismul dumneavoastră. Stimați părinți, vă reamintesc cuvintele marelui pedagog Comenius, care spunea: omul nu poate deveni om decât dacă este educat. Îi putem educa pe acești copii, putem obține performanțe dacă ne conjugăm eforturile, dacă suntem mereu alături de școală. Sunt convins că ați fost, sunteți și veți fi lângă profesori, lângă diriginți, lângă copiii dumneavoastră, lângă conducerea acestei școli. Dragi elevi, viața este o competiție în care concurezi nu cu alții, ci cu tine însuți. De aceea, îndemnul meu este de a concura cu voi înșivă de fiecare dată și de a fi și mai bun decât în anul școlar care a trecut. Vă îndemn
să onorați prin rezultate deosebite numele vostru și renumele acestei școli, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, și să nu uităm că Mihai Eminescu este simbolul culturii și al limbii române. Stimați profesori, stimați părinți, dragi elevi, în numele Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și al meu vă doresc sănătate, multă putere de muncă și mult, mult succes în anul școlar 2022-2023. Mulțumim! În continuare, mesajul din partea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, vă invit la cuvânt pe doamna inspector de poliție, Flonta Loredana. Bună ziua! Începem un nou an școlar împreună. Elevi, cadre didactice, părinți, polițiști. Și ne dorim ca după emoția de azi, colaborarea școală, familie, poliție, să reînceapă cu implicare și încredere, astfel încât eforturile noastre să le asigure copiilor un mediu școlar dedicat exclusiv actului didactic. Pentru unii, astăzi este o primă experiență, un început de drum, o ocazie de a întâlni colegi noi și prieteni. Pentru alții, este un moment în care sunt reluate lecțiile și vechile activități în procesul de formare. Vouă elevilor, Poliția Română vă urează să aveți un an plin de reușite, cu rezultate foarte bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că printre cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere, ne aflăm și noi, polițiștii. Pentru dumneavoastră, cadrele didactice, este o continuare a procesului educativ în care le sunteți alături elevilor, îi ajutați să devină adulți, responsabili și implicați și îndrumați în pregătirea lor pentru viață. Atât obiectivul nostru, cât și al dumneavoastră, este acela de a oferi o educație sănătoasă copiilor prin transmiterea valorilor de recunoștință, corectitudine, toleranță și respect. Pentru părinți, începutul anului școlar marchează o perioadă în care susținerea copiilor devine o prioritate, dar reprezintă în același timp și o rememorare a propriei copilării. Vă asigurăm că vă vom fi alături în apropierea unităților de învățământ, pe traseele spre școală și spre casă, vom concepe și vom desfășura programe și activități de informare și de prevenire, întâlni cu elevii și le vom spune cum să acționeze atunci când întâlnesc diferite situații, atât la școală, acasă, cât și când folosesc internetul. Sperăm că această zi să rămână o frumoasă și puternică amintire. Vă urăm tuturor un an plin de reușite și împliniri și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și colaborare în procesul de educare. Vă mulțumim! Pentru că vine un alt mesaj important, bineînțeles, din partea partenerilor noștri principali, părinții, și o invit la microfon pe doamna Diana Balin, reprezentantul Comitetului de Părinți. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Și îmi întorc așa privirea din stânga în dreapta și nu pot să nu mă minunez de câtă lume văd adunată aici, lucru care în ultimii doi ani nu am avut ocazia să ne bucurăm de un așa, nu știu, efectiv de emoții adunate toate împreună. Distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți și stimați invitați, am trecut peste o vară frumoasă și cu siguranță plăcută și iată-ne din nou pe toți adunați aici împreună să marcăm începutul unui nou an școlar. Da, și eu și sunt convinsă că toți care suntem aici avem emoții diferite.
diferite, însă toate unite de, aș spune, o două lucruri esențiale. Da? Dorința de a uni prin educație și dorința de cunoaștere. În acest cadru festiv, spunem un bine ați revenit la școală, dragi elevi, și, bineînțeles, ne îndreptăm cu urări de bun venit în mod special către boboceii noștri care pășesc pentru prima dată pragul școlii noastre Mihai Eminescu. Dragi părinți de bobocei, ați făcut o alegere bună, vă asigurăm. Iar voi, dragi bobocei, să știți că vă așteaptă doamnele învățătoare cu surprize și s-au pregătit temeinii cu mult drag să vă întâmpine pe voi. În același timp, le spunem un bine ați venit în ciclul gimnazial elevilor noștri din clasa 5-a. Da, urmează un an cu emoții, cu evenimente și cu întâmplări inedite și aș spune că aveți mare, mare încredere în voi și mai ales în doamnele și domnii diriginți care vă vor însoți la fiecare pas, acompaniați de o catredă de profesori care abia așteaptă să dăruiască raze din cunoștințele lor către voi. Da, suntem la început de an și ca și fiecare an, împreună vom contribui la a împleti o cununa pe care cu toții ne dorim să fie de laur. Și o să punem fiecare acolo ce avem mai bun. Elevii vor veni cu entuziasmul, cu curiozitatea și cu veselia lor de a dori să acumuleze cât mai mult din toate. Cadrele didactice vor veni cu dăruirea, cu grija și cu dragostea cu care vor transfera cunoștințe, cât mai mult vor putea copiii și cu cât mai multă suport din partea lor. Iar noi părinții, bunicii și aparținătorii, frați, surori, mai mari, venim cu toată iubirea, dragostea și sprijinul să fim suport în măiestrirea acestei frumoase împletiri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca la final cu toții să avem parte de un an încurunat de realizări frumoase. Vă mulțumesc! Mulțumim! Da, mă uit către acești bobocei. Unii sunt extrem de încântați, alții necăjiți. Mai curge câte o lacrimă. Dar să știți, dragii mei, că am pregătit un moment surpriză pentru voi și vreau să vă rog să fiți foarte atenți, pentru că în acele baloane pe care doamnele învățătoare le țin la mână și cu care voi v-ați întâlnit, recunoscându-vă culoarea, vreau să punem toate lacrimile, toate grijile și... Avem doi invitați speciali care se vor ocupa de aceste lacrimi, de aceste griji. Îi invităm în mijlocul nostru.
și clasa a 5-a F, doamna dirigintă, profesor Juca Chintiana. De asemenea, din partea Inspectoratului Școlar, doamna Inspector Școlar General Adjunct Corina Forț. Din partea Poliției Municipiului Zalău, Inspector Principal de Poliție Andreea Holhoș. Și alături de dumneavoastră, echipa managerială, consilier educativ Camelia Duma, doamna director adjunct Bando Ester și subsemnata Laura Crișan în calitate de director. Vă mulțumim pentru că oaspetele nostru de seamă este nerăbdător să ne adreseze câteva cuvinte. Îl rog pe domnul primar să preia microfonul. Bună dimineața! Dragi elevi, dragi părinți și bunici, distinși membri ai corpului profesoral, mă bucur că suntem împreună astăzi la un moment important, deopotrivă pentru elevi, părinți, dascăli, dar și pentru cei care lucrăm în administrația publică locală. Așadar, e un moment important pentru noi toți și cred că este un moment special pentru elevii clasei a 5-a, pentru elevii clasei a 9-a, cărora le spun astăzi bine ați venit la Liceul Gheorghe Șincai, unitate de prestigiu a învățământului sălăjan și a învățământului național. Nici nu poate fi altfel decât o unitate de prestigiu, pentru că acest liceu poartă numele unei personalități din istoria poporului român, omul care a înființat peste 300 de școli în mediul rural pentru luminarea poporului, cum zicea Gheorghe Șincai, personalitate care a dominat în vremea sa viața morală și culturală a Transilvaniei. Dragi prieteni, lumea poate fi schimbată în bine, desigur, prin educație. Primul chemat în slujba educației este sistemul de învățământ. Și în această logică a lucrurilor, administrația locală pe care o reprezint aici alocă sume importante în fiecare an în proiecte europene pentru reabilitarea infrastructurii școlare, pentru burse la elevi, pentru transportul gratuit al elevilor și așa mai departe. Dar facem acest lucru fiind convinși că sumele alocate în educație nu înseamnă cheltuieli, ci mai degrabă investiții care îți aduc pe termen mediu și lung o dobândă sigură și o dobândă bună. Pe de altă parte însă, toate aceste sume
alocate pentru infrastructură școlară, pentru dotarea laboratoarelor școlare, ar însemna foarte puțin dacă n-ar exista munca dascălilor. Ei, dascălii, sunt oamenii care își lasă la ușa clasei în fiecare zi greutățile cu care se confruntă, problemele personale, necazurile, neajunsurile, care, din păcate, nu-i ocolesc nici pe dască și intră în clasă, asemenea actorilor pe scenă și oferă cu generozitate cunoștințele de care voi aveți nevoie, fratele. Și aș vrea pentru acest lucru să aplaudăm astăzi pe dască. Dragi elevi, astăzi o să vă spună foarte multă lume succes. Vreau să vă spun și eu succes tuturor și să mai fac o precizare. Să știți că succesul nu are vreun secret în afară de muncă. Are, în opinia mea, și o formulă care poate contribui la succes și această formulă înseamnă familie, biserică, școală și administrație locală. Desigur, toate aceste instituții au rolul lor, dar toate au un scop comun, performanță pentru un viitor frumos și sigur. Succes tuturor! Doamne ajută! Școala Generală Ajun, Corina Forță, ne adreseze câteva cuvinte. Adorați invitați, stimați colegi, profesori, dragi elevi și părinți. Această zi de septembrie ne readuce fiecare an ca pe o mare familie în spațiul școlii. Este un alt început în care investim noi speranțe și retrăim bucuria revenirii după o vacanță bine meritată. Școala este spațiul în care se adună energie, speranțe, visuri, care se formează cu ideale, tenacitate și pricepere mintea și sufletul celor care constituie cea mai mare alăzare, adică tânăra generație. De aceea școlile nu sunt doar clădiri cu o destinație comună, ci devin valoroase prin modul unic în care interacționează elevi, profesori, părinți, comunitatea de afară, iar o astfel de școală este și liceul pedagogic Gheorghe Șinai Zalău. Dragă audiență, aș vrea să vă adresez și eu câteva cuvinte. Calendarul, vremea din ultimele zile, ploile, chiar și vremea de astăzi, agitația din oraș, cursile școlilor, toate acestea ne reamintesc că a venit toamna și odată cu toamna începe un nou an școlar. Pentru liceul pedagogic Gheorghe Șincai, prima zi de toamnă are o semnificație aparte. La 1 septembrie 1969, în urmă cu 53 de ani, se puneau bazele învățământului pedagogic în județul Sălaj. Anii au trecut cu repeziciune, școala noastră a suferit numeroase transformări, dar niciodată nu am încercat să fim o unitate de referință în peisajul învățământului sălăjean. Și acest lucru a fost posibil prin prisma rezultatelor pe care le-am obținut la învățătură, la ordinate și concursuri școlare și, pe loc de neglijat, probabilitatea la examenul de bacalaureat, care în fiecare an a fost peste 90% și care ne-a situat constant pe locul 2 la nivel de județ. Pentru că vremea transformărilor este impusă de transformările prin care trece societatea noastră, începând cu anul școlar trecut, liceul nostru are și nivel gimnazial. Astăzi pășește în școala noastră a doua generație de boboși de clasa 5-a, care se alătură elevilor de liceu, astfel încât astăzi, în prima zi de școală, avem un număr de 817 elevi, cuprinși în 29 de clase, învățământ gimnazial și liceal,
filieră teoretică și vocațională. De asemenea, cu dedicație, cu vocație și cu multă dorință de a informa pe acești tineri, se adaugă corpul profesoral format din 67 de cadre didactice. Anul școlar 2022-2023 este unul al provocărilor legate de o nouă structură a anului școlar, cu cele 5 module, renunțarea la teze, strânește multe zâmbete, e firesc să fie așa, modificări legislative, dar avem convingerea că împreună, dascăl, elevi, părinți, autorități, vom reuși să obținem ceea ce ne dorim cu toții, rezultate frumoase și elevi ale căror competențe să fie concordanță cu cerințele actuale în societatea europeană. Dragi elevi, să știți că nu există eșec, ci doar viața care încearcă să te tragă într-o altă direcție. De aceea trebuie să vă canalizați toate energiile, toate eforturile spre direcția folositoare vouă și cu siguranță că dacă veți munci, veți studia constant, veți fi preocupați pentru propria dezvoltare, veți respecta pe cei din jurul vostru, toate acestea reprezintă garanții ale succesului. Se spune că imaginea unei nave într-un port este foarte frumoasă. Dar nu pentru acest scop au fost construite navele, ci pentru a naviga. Făcând așa o paralelă, dragi elevi, vă spun că nu este suficient să veniți la școală, ci trebuie să învățați temeinic, să vă pregătiți, astfel încât toate visurile voastre, la un moment dat, să devină realitate. Stimați părinți, succesul elevilor nu este posibil dacă parteneriatul școală-familie-comunitate nu este unul real, funcțional, iar vremurile pe care le trăim nu sunt deloc ușoare. Copiii noștri sunt supuși unor tentații și unor pericole la tot pasul. Provocările îi pândesc, de aceea e nevoie de multă atenție, de mult interes pentru ceea ce se întâmplă cu ei și astfel vom forma tineri capabili de performanță și copii care se învăță. Dragii mei colegi, nu de puține ori în activitatea noastră didactică ne confruntăm cu tot felul de obstacole, iar rezolvarea de cele mai multe ori nu este în mâinile noastre. Faptul că nu renunțăm este dovada vie că menirea noastră de educator este aceea de a învăța pe elevi să învețe pe tot parcursul vieții și nu doar să le transmită cunoștințe. Eforturile noastre nu sunt zadarnice și ne bucurăm de fiecare dată când vedem că absolvenții noștri au reușit. Cu siguranță un act educațional de calitate nu este posibil fără sprijinul autorității locale. Școlile au nevoie de resurse umane și materiale corespunzătoare, de condiții optime pentru desfășurarea activității didactice, pentru ca elevii și dascălii noștri să se simtă egalii celor din celelalte state ale Uniunii Europene. Știm că dezvoltarea infrastructurii educaționale reprezintă o prioritate pentru autoritatea locală și suntem recunoscători pentru faptul că liceul pedagogic este cuprins într-un amplu proiect de reabilitare. În încheiere, cu speranța unui an școlar mai bun, cu multe reușite, în numele meu și al Consiliului de Administrație al școlii, vă doresc multă sănătate, putere de muncă și realizări pe măsura eforturilor pe care le vom depune împreună. Vă mulțumesc!